Domnule ambasador, corupția ucide și acest lucru nu este nicăieri mai evident decât în sănătate. Ce mai face corupția este să slăbească. Corupția slăbește, dar nu în modul în care ne-am dorit cu toții, din când în când, ci ne slăbește pe cei mai slabi dintre noi. Corupția slăbește societatea noastră în ansamblu și corupția slăbește statul. Iar un stat slab este unul care nu construiește spitale, nu asigură medicamente, nu asigură salarii decente, nu asigură condiții decente pentru pacienți și pentru medici, nu își protejează pacienții și medicii de abuzuri.